Hei, salut, bine v-am găsit doamnelor și domnilor, astăzi vreau să vă propun o temă foarte interesantă și sper să nu vă măcelăriți unii pe ceilalți și anume Mai este bărbatul un vânător? Este o întrebare foarte interesantă pentru că observ din interacțiunea cu voi de multe ori că anumite femei sunt dezamăgite de faptul că bărbatul nu inițiază, nu... Este suficient de bărbat, suficient de vânător, poate este pasiv și așa mai departe. Și atunci întrebarea este: mai putem considera în vremea actuală, occidentală, hai să spunem că și noi ne înscriem în zona asta, deși ar fi niște lucruri de discutat în această direcție. Mai este bărbatul acel vânător, acel alfa, acel mascul care. Știe jocul feminin, care știe jocul seducției, jocul erotic și știe cum să traducă femeia? Ar fi o întrebare foarte interesantă pentru că, cel puțin în lumea occidentală, din care, în care îndrăznesc să ne placez și pe noi, lucrurile nu mai stau așa iar studiile sunt destul de simple. Spre exemplu, site-ul match.com, împreună cu cercetătorul Helen Fisher, probabil că ați auzit de ea, au făcut încă din anul 2010 studii pe populația singură, pe persoanele singure, din cel puțin din Statele Unite, și lucrurile arată că nu e deloc așa că nu bărbatul mai este cel care inițiază, care preia inițiativa, care face un pas în direcția femeilor, ci lucrurile stau total pe dos și anume indiferent de vârstă, etnie și orientare sexuală, femeile sunt cele care inițiază curtarea. Asta se întâmplă în ultimii ani. și cumva este și firesc, dacă ne uităm că trăim în era asta instant gratification, care înseamnă Instagram. Și dacă ne uităm pe profilele de Instagram, vom vedea că de fapt toate afișările, toate pozele, toate chestiile astea, inclusiv când stai la o cafenea și mijești ochii într-un anumit fel, privești, ai privirea aia languroasă, la de fapt, mesajul pe care poza îl, trimite, îl transmite nu este cât de tare e cafeneaua aia, ci cât de disponibil ești tu. Deci cumva este un proces de curtare deschis. Întrebarea este cine se prinde de șmecherie și preia inițiativă. Este o nadă, să zicem așa. Iar cifrele, pentru că mi le-am notat aici, spre exemplu, în 2012, 65% dintre bărbații intervievați, și au fost vreo 2700, au spus că cel puțin o femeie i-a invitat în oraș. Atenție, 65%. Iar pentru 92% dintre ei nu a fost un lucru inconfortabil, adică au fost ok cu chestia asta. Semn că pe noi bărbații nu prea ne deranjează atunci când o femeie vine și ne face, să spunem, un avans sau ne invită la o cafea sau spune că și-ar dori să ne cunoască. Așa cum uh, mulți ar avea tendința asta să creadă, a veni femeia să mă agațe. Uh, oricât de alfa ai fi tu, dacă stai și derulezi filmul vieții tale, vei vedea că de foarte multe ori ți s-a întâmplat ca femeia să uh, facă un anumit pas. Să arunce momela și tu să fii pe direcție și să reușești să te prinzi de idee și să preiei inițiativa, numai că ea cam știut cum să manevreze lucrurile astfel încât să crezi că tu ai făcut primul pas. Ceea ce este în regulă, repet. Părerea mea este că această asociere între ideea de vânător sau de luptător și bărbat este cel puțin în vremurile actuale un chin pentru foarte mulți uh, bărbați și pentru foarte mulți băieți, mai ales, pentru că trebuie să recunoaștem că suntem diferiți și nu toți avem aceste calități uh, de mari cuceritori, de oameni care sunt mari oratori sau se pricep la sexul opus. Unii nu se pricep absolut deloc și ar fi de înțeles chestia asta. Deci, grijă mare la ce uh, Semnale primiți domnilor pentru că semnalele astea pot fi așa femeile își înclină capul își mângâie părul privesc în sus sfios când zâmbesc o fac așa cumva foarte jucă uși își arcuie spatele și scot să în față. Astea sunt doar așa câteva chestii din ritualul ăsta de curtare. În rest, nu mai spun că dacă vă uitați pe Instagram și dați așa scroll down o să vedeți toate ritualurile de curtare posibile și toate, cum să zic eu, pozițiile semi-erotice posibile. Mai departe, ca să ajungem din nou la cifre, 40% dintre femei au recunoscut că au trimis SMS-uri și uh, texte, probabil uh, în zona de Facebook, uh, cu conținut sexual. Sau cu apropo sexual, 36% dintre ele au trimis poze sexy, iar 62% dintre bărbați au recunoscut că au primit mesaje și poze și așa mai departe cu conținut vădit sexual de la femei. Iată deci că lucrurile stau puțin diferit. Femeia s-a dezbrăcat de scutul ăsta care a fost pus de inhibițiile sexuale, de rușine, să spunem așa, și și-a luat propria viață în mâini, devenind la rândul ei vânător, ceea ce nu este rău deloc pentru că din punctul meu de vedere este nevoie de doi pentru a încer încerca să creăm ceva Și uneori se poate întâmpla ca unul să nu fie atent Așa că celălalt să vină să-i spună: Hei, hei, știi, sunt aici uh, Haideți să încercăm să ne scuturăm și noi de vechile concepții Și să nu mai avem niște așteptări care nu prea mai au legătură cu secolul în care trăim Și cu vremurile în care trăim este absolut în regulă faptul că bărbatul nu mai este neapărat vânător, așa cum este absolut în regulă faptul că voi, dacă vă place de cineva, n-ar fi rău să faceți un pas în direcția asta. Până la urmă nu aveți absolut nimic de pierdut. Drept urmare, haideți să vedem cum este în cazul vostru și sunt tare curios cum răspundeți la chestia asta. Ce s-a întâmplat în viața voastră? Cum v-ați cunoscut voi partenerii și ce mesaje ați transmis? Pentru că am senzația că studiile astea americane tare mult se pupă și cu ceea ce se întâmplă în real în România. Pa!